Salve, tu sunt Bercea și astăzi, stai așa ca microfon așa, și astăzi jucăm în lumea lui Bercea, terminăm alea. Bă, ce a apărut aici? Fac? Bă, voi vedeți? Deci n-am umblat la nimic. What the fuck? Bă! Pizda, mă, si asta, alunecare tren. Deci nu mi-a explicat ceva, e un bug. Acum văd și eu, mă, miram, mă, ce are. Deci voi vedeți că a intrat plaja peste mine. What the fuck? Ia, în caz cum o fi? În caz văd că e bine. Bă, deci nu pot să cred, deci dați-vă și voi. Stai așa să mă dau pe game-ul ca să vedeți mai bine cei care n-ați văzut și vă uitați pentru prima oară. Deci, nici acum nu-mi explic. Aia de unde? Aia era acolo, dar aia văd că este. Aia parcă s-a multiplicat și a venit peste mine aici. What the fuck? Dați-vă și voi cum a intrat peste mine. Nu înțeleg de ce. Ia stai, sunt curios dacă aici nu e nimic, fiți atenți. Ia stai așa să ies și să intru. Nu, poate fi ceva. Nu. Deci nu pot să-mi dau seama așa. Acum vă dați seama că trebuie să sap totul. Doamne, eu acum ce fac? Că mi-a distrus mapa. Nu înțeleg ce e. Băi, ești prost. Deci nu s-a dat asta e niciodată. Ce? Nici balconul nu mai e. Deci vă dați seama. Ia asta să mă uit ce mai lipsește pe aici. Deci nu pot să-mi explic așa ceva. Mă, ce s-a întâmplat? Ce să știu când mai am 3 sferturi din balcon s-a dus. Frunze tot. Holy fuck. Trebuie să repar totul. Haide să-i dau. Deci nu știu ce să fac. Pe bune că nu mi s-a întâmplat asta în viața mea. Mă, cum s-a întâmplat? Doamne. Haideți să dau pe game mod 1 și să îmi iau 10 lopeți și să încep să sap, că altceva n-am ce să fac. Punem ăștia înapoi, că n-am ce să fac. Știu că o să dureze acum, dacă tot m-am apucat, haideți să filmez, dar să vă arăt și vouă. Dar nici nu știam, deci când am intrat a... Deci nici acum nu vine să cred așa ceva. Deci e imposibil așa ceva. Ia-ți bă, du-o pe afară. Da, du-o în tăcere. Fuck. Hai, fugi mai repede. Deci pe bun gândeam asta așa. Doamne. Mă, stai, că nu mai am lemn acum. Am aici, bețe, hai. Fac o sabie diamond, ca așa n-am cum. Ia să văd dacă ar fi să mă duc eu sus. Aoleu, deci nu pot să cred așa ceva. Nu mi s-a întâmplat în viața mea așa ceva. Și nu înțeleg de ce. Ia. Nici n-am eficiență. Eficiență 1, eficiență 1, eficiență 1. Bă, ar fi ceva să bag un ăștia, că mi-ar trebui, sincer, am nevoie. Haide să-i punem șan pe asta, că n-am cotro. Unde am luat pis la Zori? Aici ar trebui să fie. Și nu pot să cred așa ceva, nu-mi cred ochilor. Nu înțeleg cum. Deci cum? Eficiență, hai să luăm peste aia. Eficiență 1, ce să fac? Hai, am l-am eșantat pe asta, n-avem. Că îmi trebuie neapărat, deci îmi trebuie ceva mai puternic, așa. Am dat câteva levele, dar măcar știu că am făcut o treabă. Deci nu pot să-mi cred ochilor. Hai să mergem jos, să dăm ceva, să facem ceva. Dar stai să mă culc mai întâi. Deci pe bune cum mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea. Și nu înțeleg de ce și ce a făcut asta. Probabil e un bug, ceva de genul.
Deci acum trebuie să dau așa. Deci vă dați seama și voi. A intrat totul peste mine, a intrat apă, tot. Hai, trebuie să dau așa, mamă mea, cât am de săpat. Stai că astea veneau așa, deci trebuie să sapă aici un rând neapărat și pe aceea mai vedem. Doamne ferește. Bă, deci mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea. Cum? Dar eu nu înțeleg și acum rămân așa prost. Cum se întâmplă așa ceva? Cum pe bune? Mamă, și o să mi se ducă lopata asta, uitați, deja a dat semne, e clar. Dar nu știu, și nu, nici nu știu de ce îmi dau așa șanturi mici. Adică pe bune acum. Ia asta să pun eu aici. Caturi de astea ca să... Nu prind bine apa asta. Deci nu pot să cred așa. Doamne, zic ce ar putea să fac asta în pula mea, adică... Doamne. Dă-o carpetele încă o dată, să-mi iau înapoi plaja. Deci vă dați seama că eu acum trebuie să fac totul din nou, să dureze cred că câteva episoade. Ca să fac totul de la capăt. Stai bă acolo. Te găsiști repede să vii. Mă... Te înțeleg. Și podul meu și tot s-a mutat. Și n-am făcut nimic, adică nici n-am umblat la ăsta. Vă dați seama și cât de leneș sunt eu, nici n-am umblat la el. Mamă, câtă muncă e aici, deci vă dați seama câtă muncă e. Trebuie să faci totul de la capăt. Aproape, bine, la fața cu plaja. Dar s-au mutat lucrurile jumate, dar nu înțeleg cum s-au mutat și ce s-a întâmplat. Până și pești, până jumate din peșteri s-a mutat. Dă-o în crucea, măsi. O să trebuiască să iau tot sendul, să-l pun înapoi. Doamne. Mai bine o făceam o chimera și o făceam cu ghimut, că nu am cum. Adică am cum, dar o stureze mult. Hai să luăm tot nisipul ăsta când ne trebuie. Ca să-l punem înapoi. Peciorul ăsta de aici, mă rog. Aș parcă aveam și eu niște... Te-a să spun că dacă asta ar fi aici, înseamnă că ar trebui să fim în spatele că și restul de bucăți care au venit în partea asta. Da, ciocă, nu-i nimic. Bă, n-ar fi mare lucru pentru că știi ce trebuie să fac. Pun sent înapoi peste tot unde era și de acolo îmi fac nou podul, trebuie să termin nou podul și de acolo ce mai am de făcut? Și a băra și gata, dar totuși e muncă în plus, adică muncă aiurea, în timp care puteam să fac și o aleea, dar mă rog. Și am filmat deja aproape 9 minute, am 10 minute cred că, dar mă rog, e ceva dezastros, îmi pun, hai, cum să te întâmple așa ceva și tocmai mie. Nu știu dacă vi s-a întâmplat și vă lăsați-mi în comentarii. Îmi dau seama. Dar nu înțeleg cum o să fac cu apa. Cred că trebuie să iau apă să car. Trebuie să dau și pământul ăsta acum, pogame și ciocul. Ce căcat.
Bă, așa troll n-am bătut niciodată. De fapt, dar de ce nu mai pun înapoi? Că oricum o să pun aici sent. Aoleu, trebuie să iau și partea de acolo. Stați așa că mai ești pe acolo. Hai să mergem. Bă, asta aș putea să-l las aici, adică sunt bune într-un fel, dar totuși. Dar așa e bug, vă dați seama că e bug pentru că apa încă stă aici. Și n-ar... What the fuck? Deci apa zboară aici, vedeți? Și scurci dacă tai asta? Gata, a pornit înapoi, vezi? Deci nu pot să-mi explicați ceva. Ce s-a întâmplat, deci... Bucățile de acolo s-au duplicat aici. Deci partea asta, vedeți asta? Pătratul ăsta de aici, în afară, uitați, ceva de genul, s-a pus aici. Și acolo, dar nu dau seama cum și ce s-a întâmplat, dar mă rog. Acum trebuie să repar. Deci podul meu e compromis. Aoleu, cadeaua. Hai, hai, hai. Nu știu cum să fac aici. Jur că nici nu știu cum să fac. Îmi curcă și apa asta de nu mai pot. Bă, într-un fel mie să mă amuz, dar și înjurăturile nici nu mi-am în gură, pentru că nu pot să mai jur. Sta așa, parcă ar veni stafiile să-mi facă totul, futule în gură să le fut. Am o întrebare, apa asta de unde izvorăște? De unde? Nici ei nu știu. Vedem. Cum aș putea să o astup eu ea? Să gata, vezi, s-a stupat acolo și aici. M-a stupat-o și pe aici, așa. Ia să vedem. O stupăm toată apa. O să spunem doar 15 minute și în episodul 2 o să, cred că o să încerc să mai fac ceva. Acum nu știu ce să fac, sincer. Bă, că tot mi-a dat ideea, aici putea să fac un jacuzzi. Dacă tot e. O să fac cu lemn. Pun lemn, că tot mi-e lene să mai fac înapoi, dar tot e ceva. Dar vedeți, nu tot este un blestem, facem așa pe aici frumos, punem... O să trebuie să pun lomi peste tot, dar mă rog. Deci cei de la Mojang m-au trollat, futu-i în gură. Papagal. Ia să mănânc. Acesta este un jacuzzi. Și dacă facem așa, ia să vedem cum facem. Avem 46 de bucăți, frumos, elegant. Ia să urcăm noi înapoi. Să trebuiască să iau mult lemn. Să mai înalt asta cu un nivel, probabil. Ba, nu, așa o las. Deci dacă ar fi să fac într-un fel, ba nu merge. O să fac în episodul viitor. Acum îmi dau seama ce o să mai fac, adică cum o să mai fac. Că aici e prea mult pământ și o să trebuie să-l iau. Uite, și sapa mea de diamond care am investit level în ea s-a dus. Hei, apa, 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 apa. Mă rog, bun, deci dacă v-a plăcut acest episod în care am fost rulat în ultimul hal, nu uitați să dați voi un like, o să repar pe viitor, dar nu-mi dau seama acum. Acum, o să repar ăștia. Parcă și acolo s-a făcut ceva, mă rog. Eu am fost pe aici și până data viitoare vă las cu bine, pa, pa.